d'attirer le public. Pas du tout. Moi, mon travail, c'est d'ouvrir une partition, de lire la partition, de l'apprendre, de m'imprégner de la partition et de vous rendre mes impressions sur la partition. Que mes impressions vous plaisent ou non. C'est-à-dire, quand vous lisez un livre, si on lit le même livre tous les deux, on n'aura pas le même résumé parce qu'on le lit avec sa propre sensibilité et sa propre expérience. Donc, mon travail de metteur en scène n'est pas de vous plaire. Mon travail de metteur en scène, c'est d'être honnête avec moi-même et d'essayer de vous dire ce que moi, j'imagine être l'univers de Werther. Et comme c'est un univers poétique, je n'ai pas voulu appuyer avec une table, une chaise, un décor. J'ai voulu que tout soit dans des transparences, dans des choses suggérées, pour qu'on continue à rêver. Pour moi, c'est un rêve. Deci, dânsa când deschide o partitură, o învață și munca ei de regizoare este să pună pe scenă ceea ce partitura i-a sugerat ei și nu atât să încearcă să placă publicului, cât să fie cât mai sinceră față de ea însă și față de ce a citit în partitura respectivă. La fel cum într-o carte, dacă citiți aceeași carte, fiecare o va rezuma sau va înțelege în funcție de propriul lui suflet. Atunci, pentru că Werther este o lucrare foarte poetică, am încercat ca toată această contare să fie plină de transparențe, de lucruri sugerate, nu de lucruri foarte concrete, pentru a oferi spectatorului posibilitatea de a visa și de a intra într-o lume onirică și poetică.